Pe fiecare din cele 6 fructiere așezate pe masă sunt 4 mere și 3 caise. Câte fructe sunt în total? Iar ca sarcină suplimentară să aflăm răspunsul la această întrebare prin două moduri. Mai întâi să analizăm problema și să scriem și noi datele cunoscute. Pe fiecare din cele 6 fructiere, iată sunt 6 fructiere. Sunt 4 mere și 3 caise. Poți pune 6 fructiere a câte? 4 mere și 3 caise. Cam atât cunoaștem. Ce ne cere problema să aflăm? Câte fructe sunt în total? Ca prim mod de rezolvare, pentru că iată trebuie să rezolvăm în două moduri. Trebuie să ne gândim mai întâi că pe fiecare fructieră sunt 4 mere și 3 caise. Iată ce putem afla. Câte fructe sunt pe o fructieră? Adică 4 merele plus 3 caisele. 4 plus 3 este egal cu 7. Ce sunt acestea? Sunt 7 fructe pe fiecare fructieră. Câte fructiere? A, câte 7 fructe sunt? Sunt 6 fructiere, ceea ce înseamnă că 7 se repetă de 6 ori. Ce operație este aceasta? Operația de înmulțire. De 6 ori, câte 7? Adică 6 ori 7 este egal cu 42 fructe. Și iată primul mod de rezolvare. Putem să scriem această rezolvare și într-un singur exercițiu. Adică repetăm de 6 ori. Deci iată primul factor, 6. Cele 4 mere și 3 caise de pe fiecare fructieră, adică suma dintre 4 și 3. Cum rezolvăm această operație? Avem paranteze, avem adunare și înmulțire. Mai întâi firește paranteza, apoi înmulțirea. 6 ori 7 egal cu 42. Este primul mod. Urmează acum să rezolvăm problema și prin alt mod. Cum putem să ne gândim? Știm că sunt 6 fructiere, iar pe fiecare fructieră sunt 4 mere. Haideți să calculăm mai întâi câte mere sunt în total. Lucrul acesta îl aflăm prin operația de înmulțire. Sigur că da, de 6 ori îl adunăm pe 4, adică 6 ori 4 este egal cu 24. 24 sunt merele. În afară de mere, sunt și caise. Iată câte 3 caise pe fiecare din cele 6 fructiere, adică de 6 ori 3. 6 ori 3 egal 18 caise. Problema ne întreabă câte fructe sunt. Păi care sunt fructele? Merele și caisele. Adică adunăm merele 24 cu cele 18 caise. 13, 4. Și am obținut 42 de fructe. Putem ca și acest mod de rezolvare să-l scriem într-un singur exercițiu, într-o singură expresie. Adică adunăm toate merele, adică cele 6 ori 4 mere, cu toate caisele, adică cele 6 ori 3 caise. Egal, știm mai întâi că se rezolvă înmulțirea, adică 24 plus 6 ori 3, 18, egal cu 42 de fructe. Analizând cele două moduri de rezolvare, vom descoperi o nouă proprietate a operației de înmulțire, și anume faptul că înmulțirea este distributivă față de adunare. Adică, dacă înmulțesc un număr cu o sumă, adică 6 ori 4 plus 3, voi obține același rezultat ca atunci când înmulțesc numărul respectiv, spunem factorul comun, cu fiecare dintre termenii sumei, iar rezultatele le adunăm. Adică 6 ori 4 plus 6 ori